Ai fugit repede, nu? Avem noi gogoloașe în mini crescătoria mea de iepurași. Dacă deschid aici, n-am apucat nici să deschid, că a ieșit iar. Se bagă dintr-o parte în alta. Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip de la iepurași, un videoclip foarte așteptat, în care o să vă prezint un mic update, să vă arăt care au mai fătat, care urmează să mai fete, că aștept niște cuiburi mâine, poimâine. Și mai avem destule. Deci, înainte de a începe, rugăminte mare să apăsați pe butonul de like, mă ajută foarte mult, să recomande YouTube-ul, videoclipul și la alte persoane, poate sunt interesate. Pagina mea de Facebook o aveți în descriere. Pentru cei care mă întreabă de iepurași, momentan nu mai am nimic de dat, deci în acest moment mai am 2, de fapt, dar sunt deja rezervați, urmează să-i dau săptămâna următoare. Femeluța de californian, cea pe care o aveam aici montată, am dat-o zilele trecute. Momentan am pus aici femeluța de pitic olandez aceasta, mai închisă la culoare, care din păcate a făcut un singur pui atunci. A fost sus aici, ați văzut, nu și-a făcut cuib, a fătat un singur pui de data asta, deși în primăvară a avut două serii de câte 3-4 pui foarte frumos și a crescut și a dus pe toți cu brio. Dar de data asta n-a făcut decât unul singur. Am împerecheat-o cu masculul de rex și mi-e ciudă că nu s-a prins, adică s-a prins, dar nu știu de ce a făcut doar unul. Și nu cred că a făcut mai mult să-i fi mâncat, în niciun caz, că n-am văzut deloc urme. O să o dau din nou la muntă. Deja are, cred că, o săptămână de când a fătat acel pui. N-a mai fătat niciunul între timp și nici nu va mai face, bineînțeles. Un nou cui pe care îl avem aici este la iepuraica de cap de leu, cea colorată. A făcut deja de 2-3 zile puișorii. N-am apucat să filmez, am tot fost cu treabă, ocupat, și na, am și eu treburile mele. O să vă arăt imediat puișorii. Deja văd că încep să se cunoască și culorile. Eu prima dată am zis că sunt... Ia uitați ce a venit în fugă. Care-i treaba? Umblu la ei. Da. O mămică foarte bună. Hai să vă arăt aici. Avem un pui care se va face, cred că, portocaliu. Deci va fi, cred că, tot portocaliu sau galben, nu știu. Un cap de leu deosebit de frumos. Nu-ți fac nimic, mami. Deci ia uitați-vă la ăsta, extrem de frumos se va face. Dar vrei să mă ataci? Ce, te-ai supărat? Deci avem 1, 2, care ambii sunt portocalii, deci n-am mai avut în seriile trecute niciunul așa. Extraordinar de interesant o să fie. Poate o să dea și puțin, nu sunt sigur 100%. 2, 3, 4. Avem 4 puișori, atât, n-am mai făcut alții, am verificat de atunci în prima zi. 2 albaștri o să fie și o să fie, se pare albastru mai, nu știu, uitați-vă la ei, ce simpatici sunt. Și 2 portocalii, gălbui portocalii, cum o să fie, îi punem la loc, foarte frumoși. 4 a făcut, un număr perfect de puișori pentru o femeie de cap de leu, poate să facă și mulți. Și mai puțin. Bun. Felicitări, tăticule, încă o dată. Ai făcut treabă foarte bună. Excelentă treaba. Deci femeia asta are 2 boxe, acolo e boxa liberă, aici e boxa liberă. Încă nu le-am făcut portițele, credeți-mă, sunt extrem de ocupat. Masculul de rex care este aici. Ce se întâmplă acolo, Nicola? Ce faci? Dai nu jos? Aici masculul de rex. Jos. Masculul de pitic care este rezervat, îl voi da, renunț la el, perioada asta vreau doar să montez cu masculul de rex, să vedem ce pui o să-mi dea și celelalte femele de pitic, cum am făcut și acum, da, na, a fost puțin cu ghinion, ce mai întâmplă. Înapoi aici, aștept, mai durează că asta e ultima montată, cea galbenă, să vedem ce o să dea. Care văd că s-a mai închis puțin pe spate, se face așa puțin mai spre maro, așa un fel de culoarea câmpului, dar nu chiar. Cred că schimbă blănița de iarnă o să fie, dar oricum e foarte frumoasă și sper să-mi dea ceva iepurași frumoși. Femeluța aceasta,
la care am primit foarte multe comentarii din cauza faptului că, ci că nu i-am pus paie, au murit puii. Da, ar fi și asta o cauză, numai că eu nu le pun paie niciodată, eu le pun talaj, după cum se poate observa, eu am talaj la ei. Iar paie, își mai adună ei paie din pețele astea, să zic, de la lucernă. Și a făcut cuibul, dar a adunat și mizerie, ca niciodată. Nu mi s-a întâmplat treaba asta la toate cuiburile pe care le-am avut până acum să se repete. Se întâmplă. N-ai ce să faci. Și am descoperit, după vreo două zile, a murit și celălalt. L-a hrănit, am observat, îl urmăream. Am încercat să-l mut aici. Mi s-a spus că de ce nu l-am mutat. Eu am încercat, după ce am filmat, oricum am încercat să-l mut, dar l-a respins, îl dădea afară din cuib aceasta, nu l-a acceptat, cea de jos, că fătase odată și n-am avut ce să fac și am mai găsit încă unul, fătase 4. Mai era unul aruncat printr-un colț, nu l-am observat eu acolo, se pare că n-a reușit niciunul să supraviețuiască. Era împlinit, era ok, i-ar fi hrănit, dar greșeala a fost că i-a udat. Greșeala mea, greșeala ei, na, eu curățenie oricum le fac, dar în două zile, deci uitați-vă, acum e curat, mai au două, trei zile, iarăși o mulțime de mizerie și pe ea, dacă o adună pe toate și mai și urinează acolo pentru că ea îi miroase a rahat și a pișat iepura și vă dați seama că ei mor. Se întâmplă. Eu nu le pun paie pentru că nu prea le pun paie, înainte le puneam. Dar acum le pun talaj și își fac cuibarul foarte bine, după cum ați văzut și acolo. De asemenea, uitați-vă și aici la cea de jos, la femeluța de berbec, care nu știu cât de bine se vede. Ia uitați-vă aici gogoloașele. Cu talaj și cu părul pe care și-l smulge, puișorii se dezvoltă foarte bine. Acolo avem cei patru fantastici, lumina nu-i chiar foarte bună. Avem trei albi, toți supraviețuiesc foarte bine. Nu l-a acceptat pe ăla, respingea, cred că l-a simțit, vă dați seama. Na. Abia aștept să văd cum o să se formeze pitici ăștia și un albastru. Grăsunei, chiar frumoși, cresc. Cu siguranță voi mai păstra unul sau doi. Să vedem, aș mai păstra un mascul și o femelă. Să vedem ce o să fie. Și probabil doi o să-i dau. Da, deci iepuri momentan nu mai am de dat. Dacă vrea cineva pe viitor, peste o lună de zile, o lună și jumătate cel mult, pot să rezerv din ăștia și din aia. Deși cred că și de aici o să mai păstrez una portocalie, dacă o să-mi placă, să vedem. Dacă se numește să fie femelă. Vreau să vă mai spun legat de dieta lor, în perioada asta de dietă, de alimentație, de suplimente. Le dau vitamine și le-am făcut și eu de parazitare, dar nu acum. Legat de parazitare o fac periodic. Momentan nu le-am dat, deci înainte de a începe montele, că am mai fost întrebat, am început să folosesc, am vreo 6 luni de când folosesc, de la Agroland produse. Herbatop, ăsta e pentru așa, de parazitare internă. Ideea este că poate fi folosit și la pui, și la porumbei, și la curcan, și la mai multe. Deci, na, nu este strict doar pentru iepuri, deci îl puteți folosi la tot. Și aici un Jolomix. Da. Pentru, la fel, vitamine. Astea le pun în apa de băut de două ori pe săptămână, când le mai spăl, le mai dezinfectez cu albastru de metil, de metilen. Așa, bun. În continuare, deci dacă vreți să găsiți la Agroland produsele acelea, ori online sau în magazine. Trecem la celelalte pitice. Femela de pitic rusesc, care își face cuibul acolo, ar trebui în cel mult două zile să fete. În cel mult două zile ar trebui să fete. Observați, își pune din paie din trastea, își pune talaj cât mai mult și după care se smulge. Încă nu s-a smuls. Unele se smulg și cu o săptămână înainte, cum a fost cea de cap de leu, s-a smuls cu o săptămână. Asta s-a smuls, sau încă nu s-a smuls de fapt, se va smulge. Jos, la fel, alta de cap de leu, care văd că își face acolo cuibul. Acolo începe să adune. Așteptăm puișori. Asta e puțin mai agresiv, așa, atacă, bine, atacă, așa, puțin, să te intimideze. Și sus, cea de Rex, pitic, care cred că își face acolo cuib, la cum văd eu.
Și sper să fie treaba bună, sper să fie monta reușită, eu zic că este. I-a crescut, dar foarte puțin burta. Foarte puțin. Mai dacă face și 2-3, eu sunt mulțumit. Și 1-2 dacă face. Dacă face 1, îl păstrez 100% dacă e femelă. Indiferent de culoare. Ciocorielul mic, deci mi-s așa de simpatic. Atât de urechiușile astea de mici, cât e degetul meu mic. Sunt micuțe, mai mici. Foarte simpatici. La fel, asta e o femelă foarte blândă. Mie asta îmi place tare mult. Da, super simpatici. La fel, am mai cumpărat baloți. Cred că ați văzut. Am mai luat încă 20 de baloți. Nu știu când am pus video sau dacă o să-l pun. Am mai luat, oricum am mai făcut provizii. Aici am cerealele, mixul. Am pregătit un nou butoi. Avem porumb, orz, grâu, granule de la Versele Laga, la fel, tot de la Agrolent cumpărate, la sac de 20 de kg, cuni plus, cuni pur. Am băgat, nu mai știu exact cât saci am băgat, dar oricum am un tomberon plin aici, asta mi ajunge câteva luni, mixez. Da, trecem în continuare la acest sector de iepuraș, unde nu mai sunt atât de mulți. Aici am eliberat, bine, nu am eliberat, am băgat femela asta pe care urmează să o dau și ea este rezervată, femeluță. O să încerc să o montez zilele acestea până să o dau. Care dorește iepuraș de la mine, și am mai spus și la toată lumea care a vrut și am reușit să le montez și să le dau montate, e în regulă, nu e nicio problemă, aici nimic. Masculul, hai tati, masculul care s-a mai îndrăvenit, s-a făcut apă în frumos și încă mai are puțin de crescut, o să mai crească sigur. Îmi place foarte mult. Cred că o să-l mut din cușca asta în curând, nu știu de ce, dar vreau să-l mut în alta, să-l văd mai bine. Un mascul foarte frumos. Să închidem aici. Iar aici, femeluțele, cele două femele de californian. Băbăciunea asta, care nu-i băbăciune, dar abia aștept să vedem ce o să scoată sezonul ăsta. Încă nu-și face nimic. Ele au fost montate mai târziu, adică urmează să fetișele în aproximativ o săptămână. Putem partea aia să te văd mai bine. Foarte mare, frumoasă femela. O femelă impunătoare, o femelă așa cum trebuie. Da. Și cea de deasupra. Care și asta văd că s-a băgat în partea asta. Salut! Deci, mereu le fugăresc cât într-o parte, cât în altă trebuie să deschid ușile astea. Asta e puțin mai mică. Nu e atât de mare, de voluminoasă ca cealaltă, dar la fel mi-a făcut câte 5, 6, cel mult 7 pui, parcă, cam 5-6 au făcut. I-a dus pe toți cu brio, foarte ok, face puțin și buni. Deci, e puraică tatuată, am certificat la ea. Pentru unii contează treaba asta, pentru unii nu contează. Nici pentru mine nu e atât de important faptul că am certificat sau nu, sau că nu mă duc eu cu ei în expoziție. Am și spus, eu nu particip cu ei la expoziții, la concursuri. Dar măcar știu de unde sunt, de unde provin iepurii, știu că sunt sănătoși, știu că au totul în regulă, știu ce linie mai duc în spate. Ce linii pot să mai amestec eu, să mai duc, nu știu, deja, na. Oricum eu i-am combinat pui de pe care i-am dat, am mascul dintr-o parte, femele din altă parte, am mai scos, am mai, adică deja pot să zic că am liniile mele pe care mi le-am format, la fel și la porumbei și la unele păsări pe care le am în curte de ceva ani. Mi-am format niște animale ale mele, să zic așa, cum își dorește orice crescător, în timp să evolueze. Cam atât ar fi la iepuraș de zis, nu mai am foarte multe, deci 2 cu 1 la californian, 3 cu 1 la cap de leu, femeala de berbec german, care sunt, iau spăunița, e tata. Lasă că zilele astea urmează să vină și pereche și surprize, surprize, poate mai aducem ceva frumos, da. Și acolo cred că se vede ceva nou. Capra e la păscut în grădină. Acolo e un cocoș Hamburg nou, nu cred că vi l-am prezentat.
urmează să vi-l prezint, nici nu știu. Da. E tânăr de anul ăsta, e foarte frumos. Schimb de sânge, bine, am 3. 2 am adus, nici nu v-am zis, nici nu v-am zis de unde și cum și ce fel, dar în fine. No. Abonați-vă la canal, nu uitați să dați un like, pagina mea de Facebook în descriere, îmi postez acolo poze, filmulețe, mai vorbim, mai una alta. Și na, cam atât ar fi cu acest videoclip, un mic update de la iepuraș. Dacă aveți nevoie, pentru cei care m-au întrebat și au venit pe la mine, mă întreabă de unde găsesc așa ceva, și anume recipient de apă pentru iepuraș, găsiți la Agroland, magazine sau în online. Vi le recomand, foarte bune, foarte practice, pac, pac, nu se murdărește apa, le mai cureți puțin pe interior la o perioadă de timp. Na, asta este, recipiente de hrană, de apă, tot ce trebuie, accesorii, vitamine. Recomand site-ul Agroland sau magazinele Agroland din întreaga țară, găsiți cred că aproape în toate orașele și chiar și la țară, cum sunt eu, cât un magazin. Dacă căutați pe Google și vedeți adresa. Cam atât. Vă mulțumesc pentru vizionare și ce e pur ceva mai fătat. Vreau să vorbesc cu voi prin comentarii, să-mi spuneți și voi cu ce vă lăudați. Citesc comentariile și încerc să răspund dacă am cu cine vorbi. Deci, ce epuraice aveți, ce combinații ați făcut, ce puișor v-au dat, ce puișor mai așteptați. Cam atât. Ne vedem data viitoare. Pa, pa și zi frumoasă!